Potrivit oamenilor, legii cei reținuți ar fi acceptat și primit diferite sume de bani de la șoferii autocarelor și microbuzelor care efectuau curse regulate de pasageri din Republica Moldova spre Federația Rusă, dar și spre alte rute internaționale. Acțiunea desfășurată ieri în postul Vamal Otaci are la bază informații și materiale operative furnizate de către Direcția Securitate Internă a Serviciului Vamal. Mai multe detalii sau comentarii referitor la investigația desfășurată de organele de anchetă vor fi oferite după finalizarea integrală a tuturor acțiunilor și procedurilor de rigoare. În cadrul perchezițiilor efectuate în postul Vamal au fost depistate și ridicate mijloace bănești, acestea fiind tăinuite în gheretele de serviciu ale funcționarilor. Perchezițiile au avut loc și la domiciliile persoanelor care sunt reținute pentru 72 de ore și sunt cercetate pentru corupere pasivă. O ambulanță mobilă de terapie intensivă a fost donată Chișinăului de către Ministerul de Interne al României, iar în scurt timp medicii asistenți și paramedicii vor putea activa în capitală ca echipaj SMURD. Potrivit Serviciului Situațiilor Excepționale, echipajul ar putea să-și înceapă activitatea pentru a testa posibilitatea acordării primului ajutor calificat și pentru locuitorii capitalei. Autospeciala a fost donată de Ministerul Afacerilor Interne a României prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În urma unei vizite de lucru a șefului Serviciului Situații Excepționale, Mihail Harabagiu, la București, s-a discutat cu secretarul de stat al României, Raed Arafat, despre posibilitatea implementării serviciului mobil urgent de reanimare și descarcerare la Chișinău. Echipajul ar putea să-și înceapă activitatea pentru a testa posibilitatea acordării primului ajutor calificat și pentru oamenii din municipiul Chișinău. Precizăm că serviciul mobil de reanimare și descarcerare activează pe teritoriul Republicii Moldova din toamna anului 2014. Pentru ajutor calificat în situații de risc pot beneficia oamenii din raioanele Bălți, Cahul și Iedeneț. Potrivit oamenilor, legii cel care a dat de cadavru a fost un localnic care a și alertat polițiștii. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit într-o râpă din vecinătatea satului. Acesta era plin de sânge, mâinile erau legate la spate, iar pe corp avea multiple semne de violență. Sosiți la fața locului, grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Ialoveni au depistat cadavrul unui bărbat de 50 de ani, semi-dezbrăcat, cu semne vizibile de moarte violentă. Identitatea bărbatului a fost stabilită și nu este locuitor al satului Puhoi. Polițiștii au identificat și reținut doi suspecți în acest caz. Deocamdată nu se cunoaște motivul ce i-a determinat să omoare bărbatul. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Protestatarii solicită să li se permită să activeze în baza de patentă ca să poată supraviețui. Aceștia se plâng că în acest moment condițiile de activitate sunt precare și amintesc de creșterea impozitului pentru asigurarea socială cu mai bine de 600 de lei. Mici întreprinzători au declarat că nu vor ceda și vor merge până în pânzele albe. Am venit astăzi pe când ne apăra pe ultima 100 de metri bucata de pâine de care mai astăzi mai avem parte. Am venit să ne apărăm patenta. Suntem acei care ne-am creat singuri locurile de muncă. Eu la pensia mea de 670 de lei n-am pot supraviețui dacă noi acționăm pentru patente. Nu vor să iasă, nimeni nu vor să vorbească cu noi. La așa am ajuns, nu știu. Să avem o sursă de existență aici, să nu plecăm ca mulți alți prieteni ai noștri. Să creștem copiii și asta e, să lucrăm la noi în țară. Eu cred că o să protestăm până o să câștigăm. Potrivit președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, nu este o problemă aplicarea normelor impuse de guvern pentru micul business din Moldova, însă există un cerc oligarhic care nu permite acest lucru. Potrivit lui, sunt câteva persoane în fruntea țării care susțin titularii de patentă, însă restul se opun cu scopul de a-și proteja interesele. Avem în cabinetele acestea, care trăiesc din impozitele oamenilor, adică cercuri care pur și simplu blochează interesele micului business. Cei de micul business, dă-i voie să lucreze. El o să plătească tot ce trebuie să plătească ca impozite. La rândul său, premierul Pavel Filip promite că se va găsi o soluție în acest caz. Am avut o discuție cu domnul Roșcovan câteva zile în urmă. I-am propus să ne vedem într-un grup de lucru ca să încercăm de comun acord să găsim o soluție pentru această problemă. Lucrurile stau mult mai profund decât s-ar părea la prima vedere și numai decât, așa precum am zis și înainte, acest proces va fi consultat și cu Fondul Monetar Internațional, pentru că este vorba de bază impozabilă în Republica Moldova.
Ori în discuții cu fondul noi am vorbit că nu venim cu majorări de impozite, dar vom lărgi baza impozabilă. Pe moment, în Republica Moldova sunt circa 12.000 de antreprenori care activează în baza de patente. Viitorul copiilor este factorul cel mai important, lucru cel mai important care îngrijorează respondentul deja pe parcursul, cred că tuturor sondajelor de când le realizăm noi și în Republica Moldova. Pe locurile 2, de regulă, erau prețurile și omajet, că acum sărăcia a sărit pe locul 2, cu 48%, prețurile 40%, șomajul 39%, corupția 34%. Nemulțumiți se declară și de viața politică din țară, asistența medicală, locuința, transportul, serviciul și salariul pe care îl primesc. 31% au zis că nu ajung nici pentru strictul necesar acele venituri, ajung doar pentru strictul necesar 46,4%. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne putem cumpăra, nu ne putem permite cumpărarea unor bunuri mai scumpe, 17%. Și iată că 4,6% zic că reușesc să cumpere și unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii, cu restricții. 4,6% zic că au de tot ce vor. În general, populația nu este mulțumită de felul în care trăiește. Peste 30% au declarat că nu sunt mulțumiți, nici nemulțumiți, iar 48% au declarat ferm că nu sunt mulțumiți. Comparativ cu cercetarea precedentă, ponderea nemulțumiților a scăzut cu 2,3 puncte procentuale. Sondajul a fost realizat în perioada 6-16 octombrie pe un eșantion de 1109 persoane din 82 de localități din Republica Moldova. Marja de eroare este de plus minus 3%. Patru persoane din cadrul conducerii unor companii de construcție din capitală au fost reținute de CNA și procurori într-un dosar de corupție. Firmele de construcție ar fi ridicat în mod neautorizat și cu abatere de la normele în construcții etaje suplimentare la 3 blocuri din capitală. Mai mult decât atât, acestea au încheiat contracte de investiții cu persoane fizice și juridice pentru încăperile de la etajele construite abuziv. În cadrul documentării cazului, ofițerii CNA și procurorii au făcut mai multe interpelări la autoritățile municipale pentru a elucida circumstanțele în care au fost comise infracțiunea. În răspunsurile inspecției de stat în construcții, inspecției muncii, serviciilor primăriei Chișinău, dar și celor ale poliției, se arată că agenții economici au fost adervenzați de nenumărate ore asupra neregulilor depistate, fiind emisă și o prescripție de hiscare a lucrărilor. Însă cu toate acestea, companiile și-au continuat activitatea. Astfel, administratorul, fondatorul și alte două persoane din cadrul firmelor de construcție sunt reținute pentru 72 de ore și sunt cercetate penal pentru abuz în serviciu. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiți riscă până la 6 ani de închisoare. Astfel, potrivit procurorilor, în martie 2014, exercitând urmărirea penală într-un dosar de corupție, ofițerul CNA a primit pentru păstrare un plic cu 16 bancnote cu nominalul de 500 de euro, recunoscute drept corp delict. Un an mai târziu, ofițerul a transmis plicul procurorului pentru prezentarea și examinarea bancnotelor în cadrul ședinței de judecată. Însă fiind desigilat de către acuzatorul de stat și examinat în ședința de judecată, s-a constatat că bancnotele nu corespund după serie și număr cu cele recunoscute drept corp delict în cauză penală. Ofițerul în vârstă de 42 de ani a fost eliberat din funcție și nu și recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 6 ani de închisoare. Voluntariatul ar putea schimba viața vârstnicilor. Inițiativa de a implica în activități sociale aparține Clubului de Expertiză în domeniul voluntariat. Pentru început, persoanele de vârstă a treia au fost invitate la un club de discuții. Societatea moldovenească îmbătrânește, avem tot mai multe persoane cu vârsta de la 65 plus, persoane care se pensionează poate mai devreme decât în alte țări din regiune și care sunt pline de forță, energie și expertiză pe care noi ca societate încă nu am învățat să o folosim. Vârstnicii vor putea activa ca voluntari în diferite instituții. Până în prezent, în Republica Moldova nu au existat astfel de inițiative. Ne întâlnim oameni care dețin o anumită experiență, sunt organizații care au voluntari vârstnici sau seniori, cum îi numesc ei, și noi vrem să aflăm, unii au participat și la conferințe internaționale, au văzut și ce se întâmplă și în alte țări și vrem împreună să decidem ce facem, cum mergem pe acest tip de voluntariat, cum dezvoltăm acest sector.
Voluntariatul este foarte practicat în țările Europei Occidentale și Statele Unite de către oricine, fie că sunt studenți, șomeri, angajați sau pensionari. Nevoia fiecăruia de a da ceva în schimb societății, de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși sau de a lupta pentru o cauză umanitară este foarte dezvoltată. Și atunci când ajungem la 50 plus, să ne propunem niște activități de voluntariat, astfel ca la pensie să avem ce face, să nu avem acest sentiment pe care l-au multe persoane cu statut de pensionar, când aș spune în vârstă. Menționăm că Republica Moldova găzduiește în perioada 17-23 octombrie Săptămâna Națională a Voluntariatului. Evenimentul este unic prin implicarea în activități de voluntariat a organizațiilor societății civile, autorităților publice centrale și locale, precum și a persoanelor cu spirit civic. Astfel au încercat să-i convingă militarii cu experiență pe recruți să se alăture lor. Armata Națională este școala în care se deprinde bărbăția, curajul și puterea de a învinge greutățile, susțin aceștia. În cele 12 luni de serviciu militar veți urma o școală care va pregăti pentru viață. Asta înseamnă că veți învăța arta militară, disciplina și veți lega prietenii durabile. Ziua recrutului se organizează în perioada de recrutare, încorporare, în serviciul militar în termen și are drept scop promovarea tradițiilor militare și educarea militaro-patriotică a tinerii generații. Armata te face în primul rând de prima școală de bărbăție, la care se formează și același caracter bărbătesc și pentru aceea trebuie să mergem înainte. Liceienii au fost încântați de prestația ostașilor și spun că nu-i sperie armata. Mulți prieteni sunt militari și eu doresc să-mi îndeplinesc ceea ce trebuie să fac pentru patria mea. Faci armata, armata socoate școala bărbaților, adică ești pentru tineri bărbați a fi folositor. Reamintim că tinerii sunt încorporați în rândurile Armatei Naționale a Republicii Moldova, începând cu vârsta de 18 ani. Durata serviciului militar este de un an. Cei care își fac studiile la instituțiile de învățământ superior sunt instruiți la Catedra Militară. Zilele filmului românesc, care vor rula între 20 și 23 octombrie, își propun să aducă în fața unui public cât mai mare din Chișinău o selecție de proiecții din rândul premierelor și succeselor cinematografiei române actuale, dar și cicluri de autori sau actori clasici. E vorba de noul val românesc, de ultimele succese ale cinematografiei românești, care acum de vreo 10 ani e în vogă, la modă, ca să zic așa, în toată lumea. Pe urmă avem Cap de afiș Cristi Puiu, care cu Sierra Nevada, care a fost în competiție oficială la Cannes, care este filmul propus de România la Oscar pentru 2017. Institutul Cultural Român a prevăzut din timp acest proiect cinematografic care a fost inclus în activitățile din 2016. Potrivit directorului de la Chișinău, Valeriu Matei, acest festival vine să prezinte publicului basarabean o imagine despre tot ce înseamnă astăzi filmul românesc din ultimii ani. Filmul românesc este într-o ascensiune pe care o cunoașteți cu toții. În fiecare an vin noi și noi distincții la festivaluri europene și internaționale și ne-am străduit să aducem filmele între ultimele care s-au bucurat de succes. Spectatorii din Chișinău vor avea ocazia să vizioneze 7 dintre cele mai noi și mai de succes producții românești. Extrem de așteptate sunt Sierra Nevada de Cristi Puiu și Inimi cicatrizate de Radu Jude, dar și clasicul La moara cu noroc de Victor Iliu. Filmul românesc are și mesaje care nu pot fi descifrate de la început, pentru că românii știu a scrie scenarii și știu a face filme foarte profunde. În cadrul acestor zile vor fi organizate și masterclass-uri, dezbateri și întâlniri ale publicului cu invitații speciale a evenimentului. Zilele filmului românesc au fost organizate cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România, Uniunea Cineaștelor din România și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Astfel, președintele Parlamentului Sirian, Khadija Abbas, a declarat într-un interviu că autoritățile siriene au recunoscut Crimeea ca parte integrantă a Rusiei. Potrivit acesteia, Crimeea a revenit la originile sale după exprimarea voinței libere prin referendum a poporului. Amintim că peninsula Crimeea a fost anexată în mod ilegal de către Federația Rusă în 2014. Aceasta s-a făcut în urma unui referendum nerecunoscut desfășurat sub protecția forțelor militare ruse care au ocupat peninsula. Comunitatea internațională a condamnat acțiunea Moscovei și a instituit o serie de sancțiuni economice împotriva Federației Ruse. Până acum, anexarea Crimeei de către Rusia a fost recunoscută doar de Afganistan, Venezuela, Cuba, Nicaragua și Coreea de Nord.
Potrivit președintelui ucrainean Petro Poroșenko, la reuniune s-a mai decis trimiterea unei misiuni polițienești a OSCE pentru asigurarea securității în timpul viitoarelor alegeri locale. Totuși, acesta a menționat că nu au fost semnate documente oficiale. De asemenea, Poroșenko a declarat că părțile au convenit asupra retragerii trupelor în 4 zone noi, în apropierea liniei de conflict din Donbass. La rândul său, cancelarul german Angela Merkel a adăugat că foaia de parcurs conține mai multe neconcordanțe, iar versiunea finală va fi dificil de obținut. De asemenea, aceasta a menționat că primordială este acum adoptarea de către Kiev a legii privind alegerile locale. Amintim că formatul Normandia este un grup diplomatic constituit din 4 țări, Ucraina, Germania, Franța și Rusia, pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. În etapa a treia din seria A, pe data de 11 septembrie, internaționalul moldovean Artur Ioniță suferea o fractură multiplă a tibiei piciorului. În urma acestei accidentări venite pe final de meci, a sosit și vestea că va lipsi în jur de 6 luni de pe gazon. După accidentare și până acum, moldoveanul a fost destul de activ pe rețelele de socializare și a postat poze cu piciorul în gips, arătând că recuperarea evoluează normal. Într-un ultim video postat, iar ulterior șters de către jucător, se poate vedea că Artur a revenit la antrenamente. El acum efectuează pregătire conform unui program individual special. Revenirea pe teren a jucătorului legitimat la Cagliari se așteaptă a fi peste 4 luni. Încep preliminariile fotbalului feminin Under-17 pentru Euro 2017. În grupa a patra, de unde fac parte Moldova, Bulgaria, Olanda și Norvegia, meciurile vor începe mâine de la ora 14. La Orhei se vor duela Bulgaria, Olanda, iar la Chișinău, Norvegia, Moldova. Despre pregătirile pentru preliminarii și despre acest turneu a vorbit și antrenoarea lotului feminin Under-17, Eugenia Miron. Pentru acest turneu preliminar am pregătit echipa pe parcursul întregului an. Deja am avut 7 cantonamente de pregătire, meciuri amicale naționale și internaționale și, desigur, noi uităm și de turnirii de dezvoltare la care am participat. Am încercat să pregătim echipa la maxim pentru aceste preliminări. În afară de cantonamentelor, jucătoarele au primit și lucru individualizat pentru să lucreze în cluburi. Un rol important are motivația jucătoarelor, fiindcă, după cum știm, anul trecut la fel am jucat cu aceleași țări, în aceeași grupă, de aceea fetele deja știu jucătoarele, știu nivelul lor fotbalistic și este importantă motivația acestora. În afara partidei de mâine, Moldova va mai juca cu Olanda pe 23 octombrie și Bulgaria pe 26 octombrie. La Tiraspol s-a disputat returul juniorilor Under-19 de la Sheriff Tiraspol și Viitorul Constanța. În tur la Ovidiu, Viitorul a învins cu 4-1 și obliga moldovenii să atace în retur. În partida de aseară, jocul a fost mult mai echilibrat decât acum 2 săptămâni. Singurul gol al partidei a fost marcat dintr-o lovitură de la 11 metri de către Cicăldeu în minutul 45. În urma victoriei de aseară, cu scorul de 5-1 la general, Viitorul Under-19 se califică în faza următoare de UEFA Youth League. Pe 2 noiembrie, constanțenii vor întâlni acasă FC Zürich, iar în deplasare vor evolua pe 23 noiembrie. Elvețienii au eliminat în primul tur campioana Under-19 a Bosniei. Scorul general a dublei manșe a fost de 9-0. Viitorul este în competiție pe tabloul echipelor care nu au reprezentante în UEFA Champions League. Echipa Academiei Hagi, antrenată de Nicolae Roșca, a primit dreptul de a juca pentru că a fost campioana României în sezonul trecut. S-a încheiat și etapa a treia din Liga Campionilor. Aseară s-au disputat partidele din grupele A, B, C și D. În derbiul serii, FC Barcelona, cu un Messi în zi mare, a spulberat cu 4-0 miliardele celor de la Manchester City. Scorul serii a fost realizat însă de Arsenal. Tunarii au făcut set 6-0 cu Ludogoreț. Următoarea etapă se va disputa pe 1-2 noiembrie.
În Bulgaria a avut loc a 24-a ediție de campionat mondial la karate Shotokan. Tot în această perioadă s-au derulat și ediția a noua de Kohai World Cup, cupa mondială destinată juniorilor la Shotokan. Competițiile s-au desfășurat în perioada 6-10 octombrie în orașul Burgas. După cele 4 zile de lupte, lotul nostru s-a întors acasă cu 4 medalii, 2 de argint și 2 de bronz. Primul argint a fost cucerit de Dumitru Gazea la proba Masters Kata. Tot argint a obținut și Viorel Știrbu la proba cadeți Kata individual. Bronzul a intrat în posesia lui Dorin Axientiev și Alexandra Lupașco. Primul a cucerit medalia la proba Kumite individual cadeți, iar al doilea la Kumite individual mini cadeți. Ceilalți doi sportivi care au făcut deplasarea, Gazea Nicolae și Sergiu Purice, au terminat pe poziția 5-a în categoriile lor de lupte. În competiția juniorilor, tinerii noștri karatiști au obținut 7 medalii de aur, 4 de argint și una de bronz. La Rădăuți, în România, a avut loc Cupa Bucovinei de tir cu arcul. Această competiție este ultima din acest an, ea având scopul de a închide sezonul. În acest an au participat arcași din România, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. Sportivii au tras din arc de la distanțele de 60 și 70 de metri. În urma totalurilor, moldoveanca Milena Gațco a îndeplinit normativele pentru a deveni maestru în sport. De la Cupa Bucovinei, de pe prima poziție, s-au întors Dan Olaru, Nikita Voskoboinikov și echipa feminină de tir cu arcul, formată din Milena Gațco, Miron Eliza Zaveta și Bianca Roșcovanu. Pe locul 2 la categoriile lor au încheiat Vladimir Potopnic și Milena Gațco, iar pe ultima treaptă a podiumului au urcat Mihail Vorobiov, Alexei Trosneațchi și Elizaveta Miron.